Dar nu, nu scoatem chiar tot. Asta vreau să scot, asta mă trebuie mie. Da, așa. Ia la Radu. Doamne ferește, Radu. Arată bine. Stai, iată. Radu, așa că nu să vadă fetele de acasă ce cadou. O, ce cadou. Ești pregătit? Da, eu ce bine. Uitiți-vă să mergeți toți în casa fetelor în 5 minute. Asta cu doamna Rus. Vrei să pentru vezi mine nu-i wow, să... pentru că mi se spune zilnic. Doar că tu acum ai auzit prima dată. Dar așa îmi zic fetele. Da, ne pregătim. Bă, dar carnea nu-i gata. Dar poți să mănânci acum, că avem mulți. Poți să mănânci jumătate din ea. Ai auzit? Da, iubirea, am auzit. Dă-mi o farfurie. Da, eu nu mai am reacțiile astea. Să pun doi să poți să-i mănânci. Jos, jos, aici jos. E tot cu carne și aia mea. Păi ia și acum, că să avem urmă de carne. Păi da. Și am să mănânc cartofi. Lată, mă. Dar nu, că e ok. Care? Care iau? Nu mai fac, ajungi. De unde vei tu ea? Dar încearcă să ieși tu, că mai sparți. Nu aia frumos așa. Ca să vezi să-i tem, știi? Ok. Hai să mai dau încă o lovitură și gata. Cum se zice țelina? Mai lasă țelina. Carta. Bravo! Ai pus cartofi în farfurie. Și ce faci acum? Smash? Da, și o să pun și niște maioneză. De fapt, da, Emanuel, a fost numai cu... Avem 5 minute să ne pregătim. Păi lasă, că tu ai stat cu Dea. Dacă n-am pregătit, ai stat cu Dea, lasă. Da. Păi nu trebuie să pregătim acum tot. Ce? Nu pregătești. Păi hai să... Nu, mă, nu. Ai primit carton ceva pentru alea? Da, mă, să prin 5 minute mergem în casa fetelor. Da, nu cu alea, după noi. Cu mâncare? Stai că întreb la cameră. Păi nu cred, nu. Cameră! Trebuie să mergem în casa fetelor cu mâncarea care este și în frigider, cu tot. Tot ce avem, cu tot? Nu, ok. Ok, atunci doar mergem. Păi ce, sunt gata sarmalele sau ce? Nu știu. Da? Da, da. Ce, e poți fier tot? Da. Păi așa repede. Păi că noi am stat și după ieri. Parcă e ceva dulce. Da, numai dulce, măi. E dulce? Da, sigur. Fără mâncare momentan, ok, ok. Te uiți. Gata, ultima tură în care cu ulei. De ce? Ajunge. A, tu vrei să mănânci? De ce, iubire? Trebuie să învârți o veșnicie. Gata! Da, bine, asta e ideea. Că bine, lasă, pot să-ți fac eu maioneză. Gata! Mănânci după aia. Vii măcar nu faci mâncare și te pui și mănânci. Nu e problemă. Așa se face. Nu. Să mă pui pe mine la gătit. Da, asta e întrebare. Trebuie să știi. Nu merge cu mixer. Ce-ai făcut? Ba da. Mergești cu mixer? Da. Nicoleta? Da. Ce-am făcut? Ce-ai făcut? Ai de bebe. Băi, să nu veniți să ne ajutați după, să vă spălați pe mâini. Dar nu veniți să ne ajutăm să o grijim. Nu! Nu mai mânca! Zici că nu știu ce. Nu mai l-am ținut. Hai bine, na, ia. Papă. Și ce fac? Ce joc bebe? Așa? Fătări. Păi... Vedem unde ajungi, să le iei. Vai! Gata, gata, am ajuns. Gata, m-am spălat frumos pe mâini. Am pus și săpun.
Bravo. Cum e? Merge cartofiul. Merge cartofiul. Îl face Nico. Merge Nico. Da, da. Îți parcă spre moi, nu? Stai. O să se facă și ăștia o pastă. Legumele astea ajung, nu? Da, da. Ajung. Bă, da, și ce? Bă, da, amestecat. Eficient. Ce trebuie și bă. Stai un pic, Radule, că vin. Stai! Da? Roșu, Dăbi. Speram că nu ca. Nu, ăsta e, ăsta e la fain. Ăla roșu, Dăbi. Ce chestie? Dar noi nu ne plictisim. Ei, Radule! Dar las că n-am terminat. Facem tu chestia aia, facem noi. Asta îl punem în cap, Radule. Ca Iisus. Dar trebuie să punem întreagă în cap. Ca Iisus. Ca Iisus. Ca Iisus. Coroniță ca Iisus. Dar mi-ai dat-o pe alea în cap. Pune-mi buzunare. Nu, tu ești pomul de Crăciun. Nu. Tu ești pomul de Crăciun. Nu, asta nu, nu. Nu te mânzăresc. Păi nu mă obraje roși, stai. Nu mă obraje roși. Păi, fată, puțin nu tare. Puțin. Ca să fie așa mai roșu. Gata. Ce nasucu? După ce aștergem cum? Ce nasucu? Dai te pingeți tamparul natural. Nasucu! Așa, da. Așa. Că ai venit de la frig. Gata. Nu, fata, nu, pe buze nu trebuie. Așa și buze. Nu trebuie buze. Așa se pare de la frig. Ia ce bine. Da, să pui și mie. Wow, să fii roșie în frig, nu? Da. Stai așa. Nu trebuie de la frig. Nu așa, lasă-mă așa. Să fie așa împodobit, așa că... Așa, stai toată ziua, Radu, că ești lider. Wow! Hai, facem o poză cu el. Hai, camera, ne faci o poză. Hai, Bianca. Vino, bolnavo. Bravissimo. Dar de ce? Acolo e glăbu? Stai așa, acum să mă duc lângă brad. Mă duc să fac poză. Stai. Avem doi brăduleți în clasă la fel. Drăgăbore, stai așa că bradul nu se mișcă. Trei brăduleți avem. Nu degeaba el e Radu, de la B. Radu. Ești drăguț. Bradu. Wow. Wow. Dar puteți să ne ziceți, domnul Brad, ce semnifică acea fundiță? Fundiță acolo, în acel loc. Păi, ca să ajungi la fundiță, întâi trebuie să treci de mine. Wow, ce cuceritor! Ce fluturaș ai tu acolo, va! Bine, și acum vrei să rămâi așa sau vrei să... Nu, astea sunt grinci. Chiar sunt grinci. Fetele m-au făcut grinci. Nu, dar tu arăți ca o persoană căruia îi place Crăciunul. Da, chiar îmi place. Zâmbești. Cine place Crăciunul? Cine la grinci plăcea Crăciunul? Plași cum arată. Poți să te pui jos dacă vrei. Ce ala arăt? Arată fain oricum. Dar știi vreo colindă? Ce? O colindă. Hai. O colindă? Da. Steaua sus răsare, ca o taină mare, steaua strălucește și luminestește, și luminestește, că astăzi curata, prea nevinovata, Fecioara Maria, naște pe Mesia, naște pe Mesia. Magicum zăriră, steaua și porniră, mergând după rază, pe Hristos să-l vadă, pe Hristos să-l vadă. Am dat chiar așa, Hristos, Hristos. Hai să-ți dăm o ciocolată, că meriți. Uite. Aho, copii și frați, stați puțin și nu mânați. Nu, voi mă alăturați și... Da, e cum nouă asta. Asta după. Asta e de rău. Da, nu nouă asta, să da. Vrei să ții coșul mână ca să... Tine, Răduc, bravo pentru colindă. Da, să parcă-s mai amărât. Bănesc din partea casei fetelor, las fructele alea că-s din... Cam colindat, nu? Da, că ai colindat. Bravo. Hai să facem karaoke cu colinde. Ah, vă rog, sau măcar dați-ne versurile, că după le cântăm noi.
Ne nimerim noi. Domn, domn, să înălțăm cum era. Am plecat să colindăm, domn, domn, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, domn, domn, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, domn, domn, să înălțăm.